Născut în județul Cluj, Emeric Imre a fost îndreptat spre muzică încă de mic, începând să studieze vioara din clasa 1 la îndemnul tatălui său, ulterior luând și lecții de chitară. Deși fotbalul pe care l-a practicat pe parcursul a 9 ani a fost o mare pasiune pentru solist, muzica a rămas cea de suflet. Astfel, în perioada 83-87, alături de Sorin Lăcătuș, Jean Emanuel Anton, Iosif Sabo, Călin Nemeș, Ioan Ghiuripascu, Divi Ivănescu au format gașca nebună și frumoasă a Clujului. Era vremea cenaclurilor studențești clujene. Chiar dacă viața de cenaclu a fost aproape curmată prin anii 2000, Emeric Imre a luptat mai departe pentru promovarea folcului românesc, acesta rămânând marea lui dragoste. În weekendul ce tocmai a trecut, am avut plăcerea să întâlnim armonia muzicii, cântată și compusă cu un dar divin de invitatul nostru din această ediție, nimeni altul decât Emeric Imre. La Câmpina. Cele mai dragi ocazii, mă bucur să mă întâlnesc cu oamenii și mă bucur foarte mult că există cerință, cel puțin în cluburi, pentru muzică folk. Am venit să cânt pentru oamenii care doresc lucrul ăsta. Dacă ar fi să vă întreb, ce reprezintă muzica pentru dumneavoastră? Ce ați putea să-mi spuneți? O întrebare destul de dificilă. Nu știu dacă aș putea trăi fără muzică, deși omul este o ființă la fel de adaptabilă ca și multe alte specii. Viața ar fi urâtă fără muzică și nu mi-am pus întrebarea asta. De la ce vârstă simțiți muzica? Din clasa 1 am făcut vioară la școala de muzică și cântam și înainte, mă plăcea foarte mult. La mine în casă se cânta, tatăl meu cânta și la chitară. Deci m-am întâlnit cu muzica poate dinainte de a ști eu ce este viața. Eu cred foarte mult în destin și dacă trebuie să te întâlnești în viață cu o situație sau un gen de muzică care să-ți deschidă niște căi, te întâlnești. Dacă nu, nu. Orice gen de muzică e binevenit dacă duce la beneficul sufletului și spiritului. Aș vrea să vă întreb, melodiile cântecelor pe care dumneavoastră le interpretați, cine le compune? Toate melodiile pe care le-am compus, să zicem, mi se pare așa un cuvânt ultra rar, care ar trebui folosit doar la anumiți oameni, foarte rari. Cântecelele astea pe care le cânt eu sunt toate ale mele, unele pe versurile mele, multe pe versuri de mari poeți. Când compuneți melodiile sau textele, vă inspiră ceva anume din viață sau pur și simplu e o trăire de moment? Întotdeauna încep să dai ceva din tine într-un moment când ești într-o anumită stare pe care nu știu dacă se poate explica, sau când ești foarte trist, sau pur și simplu când te joci cu instrumentul și
auzi niște note muzicale care îți trezesc poate niște amintiri sau e un fenomen ciudat de clicul ăsta în creier atunci când îți vine inspirația. Probabil că asta spuneau și poeții și se știe că e vizita aceea a muzei, cum se spune. Aveți o melodie foarte iubită și cunoscută, Nebun de Alb. Știu că dumneavoastră ați compus-o. Ce v-a inspirat sau ce moment al vieții dumneavoastră reprezintă acea melodie? Orice despărțire e foarte grea. Pentru mine divorțul a fost primul mare hop din viața mea. Atunci am deschis cartea la pagina unde există poezia lui Adrian Ponescu, Nebun de Alb, și în câteva minute, datorită stării care aveam atunci, am reușit să compun piesa Nebun de Alb. Chiar vreau să vă întreb, cum vă simțiți dumneavoastră pe scenă? Mă simt super ok atunci când văd că place ceea ce fac eu. Cred că oricine s-a simțit la fel. Mă simt ok. Eu chiar mă consider un om fericit. Ce planuri aveți pentru anul acesta? Încerc să am timp să pot să duc la capăt un proiect mai vechi de-al meu, să înregistrez un album de iarnă. Sunt piese de iubire, de drag de iarnă, de compuse mai de mult și asta voi face. O să încerc să orchestrez discul ăsta cu mai mulți colegi, prieteni. Vreau să-i dau o tentă înspre să fiu orchestrat cu instrumente calde, adică și cu violoncel, vioară, acordeon și alte instrumente. Nu va fi un album de colinde, așa, să vii peste, asta să nu o tăiați, să vii peste, acolo e domeniul lui Ștefan, al lui Brușcă. V-am surprins și alături de trupa, de ce nu este prezentă în această seară? Trupa Emeric Set, este trupa mea de la Cluj și ne emulăm, eu cânt și singur și în formulă doar cu pianistul din trupă, cu Gabriel Ghita, sau în formulă de trio și cu toboșarul Sorin Zamfir și mai avem pe colega noastră Adelina Bolus. Asta e trupa Emeric Set actualmente și cu trupa cântăm în concertele mai mari sau în cluburi mai mari. Și normal, ne repliem în funcție de vremuri, pentru că nu toată lumea are posibilitatea să cheme toată trupa. În vremurile astea, când totuși folcul este încă un gen mai răruț, așa, nu pentru o masă imensă, cum era mai de mult genul rege. Actualmente sunt alte genuri care sunt ultra difuzate. Așa o să fie, asta e. Mie mi și normal în concertele unde vin și cânt singur, pot să cânt și multe alte piese pe care nu le cânt cu formula de trup. Știu, ați fost și campion la fotbal? Dacă ați fi fost să alegeți între cariera de sportiv și muzică, ce ați fi ales? Campion am fost doar în suflet, pentru că n-am ajuns în super competiții. Am făcut fotbal la Universitatea Cluj, de la pitici până la tineret. Mă bucură lucrul ăsta. Fotbalul a făcut parte în perioada aceea din viața mea acut, pot spune. Adică regretul meu e că n-am ajuns în națională și sunt generația lui Hagi. Colegii mei au jucat cu Hagi, Mușnoi, Iașco și Mesaroș. Nu
știu. Așa a fost să fie, adică e clar că la muzică n-aș fi renunțat niciodată. Am petrecut o seară deosebită în care muzica a confirmat spusele invitatului nostru, și anume că viața ar fi urâtă fără muzică. Thank you.